Cristian Băureanu este bine și se bucură de libertate. Este declarația fratelui fostului politician oferită în exclusivitate reporterilor Observator. Sorin Băureanu este în concediu la mare și își va revedea fratele abia peste 2 săptămâni, pentru că fostul deputat nu are voie să părăsească Bucureștiul. În așteptarea copilului cu iubita fostă Miss Vrancea, Sorin Băureanu se relaxează la mare. N-a apucat să-și îmbrățișeze fratele de când a ieșit din închisoare. Nu l-am văzut, am vorbit cu el la telefon, este bine, sperăm că tot o să fie bine la final, îi pare rău. El când a ieșit din închisoare, eu deja eram plecat la mare, probabil că o să ne vedem peste 10 zile când mă întorc eu în București. Vineri, Cristian Băureanu a părăsit penitenciarul Rahova mai îndrăgostit ca niciodată. A fost greu, experiență. Mulțumesc, Laura, că a fost alături de mine și familiei mele, și fratele, și Ioana, și tata. Ce mai greu să fii departe de familie, să nu fii liber. I-a fost în fiecare săptămână la vizită, a avut grijă de tot. Normal că i-a fost alături. Chiar dacă cea mai grea încercare a relației lor, arestul, a trecut, problemele nu se încheie aici. Amândoi riscă închisoarea. El pentru ultraj, după ce a lovit un polițist în stradă la începutul verii. Ea pentru mărturie mincinoasă, după ce și-a schimbat declarația inițială ca să-și salveze iubitul. Nu mă lăsați spital, vă rog! Nu mă lasă! Îți pare că fața! Te rog, tata! Acum bat clopote de nuntă. Ar fi a treia pentru fostul politician. Cât a cerut? Nu contează. Timpul o să decide dacă da sau nu. Dacă a cerut în căsătorie, mă bucur pentru el și îi felicit. Cristian Băureanu este cercetat sub control judiciar. 2 luni a stat închis.